Salutare dragi prieteni, aici Florin de la Oara Autonavi, revin cu proiectul realizat astăzi pe un Mercedes Vito 2016 este mașina unde am instalat un sistem Android de 9 inci de o mare finețe, o claritate 4K cu procesorul octa 4 GB plus 64 memorie internă cu slot de cartelă SIM 4G unde aparatul aici de față a preluat absolut toate funcțiile mașinii, inclusiv volumul da? mai tare mai încet știe să afișeze ușa închisă, ușa deschisă în momentul în care deschidem și închidem ușa. I-am instalat domnului și o cameră de mașalier foarte inteligentă da? cu vizualizare 170 de grade sus jos stânga dreapta. Totul este așa cum. Si a dorit clientul pentru că dânsul a fost deseori refuzat, unde nu i-au preluat comenzile pe volan, nu făcea um, conectivitatea cu mașina. Aici am reușit să facem tot ce ne trebuie. A venit cu bine cunoscutul radio, cu RDS, foarte bine recepționează radio. După cum știți, marea majoritate a sistemelor aftermarket de pe piață nu recepționează radio, acesta recepționează foarte bine. Cu procesorul de sunet DSP, foarte inteligent pe toate cu setările de bas, de boost, de bas filter, poziționarea unde să ne livreze sunetul și așa mai departe. Totul a ieșit foarte bine. Ce vă mai pot spune despre acest aparat? Vine cu toate funcțiile integrate, sistemul de GPS, sistemul de CarPlay Controlul volan, egalizatorul, magazin Play, magazin Play unde putem instala din magazin Play cu ajutorul contului de Google toate aplicațiile ce ne le dorim, Waze, Google Maps, Facebook, Spotify, Digi Online, Digi Mobil, absolut toate funcțiile pe care ni le dorim și le avem disponibile în magazin Play, le putem reda de pe aparat direct. Vine cu funcția de YouTube, eu aici nu am conectat absolut nimic, funcția de Bluetooth. Funcția de Bluetooth, noi am instalat și un microfon, dânsului în colțul parbrizului, astfel încât să aibă convorbiri cu telefonul, fără a mai fi nevoie să mai utilizeze funcția de telefon direct. De asemenea, am instalat domnul Intor pe 21 slot de cartelă SIM4G, unde își poate instala dânsul o cartelă de internet, astfel încât să-și pună internetul direct pe mașină. Nu mai este nevoie să mai facă funcția de hotspot, deși are aparatul și această funcție, vine direct cu o zlo, un zlo, cu o cartelă SIM și are internet pe toată mașina, fără a mai fi nevoie să mai facă alte adăugiri. Bun, acesta am fost eu, Florin de la OARA Autonavi, mă găsiți pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook, pe Google, OARA Autonavi dacă căutați 0751959226 este numărul meu de telefon. Putem discuta despre acest proiect sau orice alt proiect vă mai doriți, pentru că eu instalez navigații pe orice tip de mașină. Ceau ceau!